Salutări, bun regăsit și bine ați revenit, suflete dragi, frumoase, magice și luminoase, de pe acest canal de YouTube și nu numai. La mulți ani România, la mulți ani dragi români de pretutindeni, la mulți ani popor iubit, oriunde v-ați afla. Ce mai face și cum mai sunteți? Cum v-a fost săptămâna anterioară pentru voi? Vă întreb asta de fiecare dată, deoarece vreau să vă motivez. Indiferent de situații, de contexte, este necesar să ne ridicăm, așa este viața pe pământ, când sus, când jos, așa învățăm. Este necesar să rămânem cât se poate de curajoși și de motivați, cu viziuni mărețe fiecare dintre noi să avem și să rămânem cât se poate de uniți, mai ales în aceste timpuri. Iată-ne, dragilor, în această seară ne reunim pe acest canal de YouTube, în acest spațiu virtual, ce ne reunește cu multă iubire, cu multă blândețe. Avem în minte aceleași intenții colective pentru a primi o nouă călăuzire angelică generală. Mesajele cerului se vor revela chiar acum și aici pentru noi. Vom vedea ce vom primi pentru intervalul de timp analizat 2-8 decembrie. Vreau să vă reamintesc așa pe scurt că suntem în sezonul săgetătorului, avem energii predominante masculine, energii de foc. Practic și teoretic aceste energii ar trebui să ne ajute să ne resimțim la nivel interior cu mai mult optimism, mai multă poftă de viață, dar în fundal mai sunt și alte energii ce sunt așa contradictorii, cum ar fi și Mercur, planeta ce se ocupă cu comunicarea, comerțul, cu psihicul nostru, cu tot ce mișcă în planul fizic. Este retrograd în săgetător până pe 15 decembrie, dar efectele sale duc toată luna decembrie și cumva că Mercur este retrograd, se resimte mai multă cetinire, ceață mentală, cumva nu știm așa ce să facem, cum să alegem, cum să fie bine ca să nu ne fie rău. Și tot în această săptămână și planeta Marte, ce se ocupă cu motivația, curajul, cu acțiunea, va retrograda în Leu. Și ni s-a recomandat pentru perioada următoare mare atenție la certuri, la conflicte, la divergențe, la ego, deoarece dacă avem toate aceste stări ieșiri, Universul ne va sancționa. Astăzi, de 1 decembrie, avem lună nouă în săgetător, chiar de ziua noastră națională a României, am avut și alegeri electorale, parlamentare și vom avea și alegeri prezidențiale dacă nu vor interveni alte schimbări. Și toate aceste evenimente au dus în România la ură, poate la dezbinare. Am resimțit că poporul nostru s-a împărțit așa în două tabere. Unii sunt contra, alții pro. Eu nu o să vă influențez aici ce să faceți, cum să alegeți, fiecare dintre noi avem liberul arbitru. Aș recomanda să ne conectăm la intuiția noastră și să cerem să se facă voința divină spre binele nostru suprem și al tuturor. Și până la urmă, indiferent ce alegem noi, tot voința divină se va manifesta. Pentru că se știe de acolo sus cine este numit să fie, va fi cu siguranță. Dar așa este jocul în Matrix. Să vedem ce vom primi. Voi lucra cu îngerașii, mesaj de la Îngerul Pozitor pentru tema acestei săptămâni. Rezonez cu aceste card deoarece le folosesc așa mai des. Se potrivesc toate aceste mesaje. Ia să vedem ce vine spre noi, ce vine pe egregorul nostru colectiv, pe legea atracției, a rezonanței și ni se transmite așa. De la Îngerul Credinței, să avem credință, credință în ceea ce ne dorim noi în visele noastre, mai ales de acest nou început, mai ales în aceste momente de cotitură, să avem credință că totul se va desfășura cu voință divină, în voință divină.
Da? Să avem credință în suflet că totul se va întâmpla spre binele nostru superior, chiar dacă uneori nu simțim asta, chiar dacă uneori ne simțim așa în ceață, ne simțim dezbinați, dar să avem credință că totul se va așeza, chiar dacă uneori se resimte ca și o furtună. Să vedem Arhanghelul Mihail, am simțit să lucrez cu el, să vedem ce ne-ar comunica. Este patronul polițiștilor, al armatei, al conducătorilor de stat. Ia să vedem ce ne comunică Arhanghelul Mihail. Ne transmite așa, punct și de la capăt. Mesaj foarte compatibil, optim cu această lună nouă, cu acest început, cu acest moment de cotitură. Punct și de la capăt. Începe o nouă etapă pentru noi, a început o nouă eră și eu zic că toate aceste evenimente duc spre evoluție. Cumva, la nivel energetic, se întâmplă un fel de conflict între trecut, un fel de bătălie între trecut și viitor. Cumva sunt unele energii așa contradictorii, dar punct și de la capăt. Începe o nouă etapă, o nouă schimbare pentru fiecare dintre noi. Am pus punct la o situație și începe altceva. Ia să vedem care ar fi provocarea acestei săptămâni. Provocarea este de a ne detașa de situații, de conflicte, de divergențe, de a nu intra în tot felul de conflicte, poate politice, cumva să ne detașăm, cumva să fim imparțiali, cumva să respectăm părerea fiecăruia dintre noi, să ne detașăm, să lăsăm ca totul să se întâmple în voință, cu credință în divinitate. Ia să vedem unde ne duc aceste energii, cum închidem săptămâna. Se transmite așa. Să-ți păstrezi credința în suflet și să abandonezi situație. După cum vedeți, Arhanghelul Mihail pune această sabie jos și să predăm totul divinității, să lași ca lucrurile să se întâmple. Nu este momentul ca tu să te complici în această perioadă. Totul se va așeza. Așa sunt energiile momentului. Aceste alegeri electorale s-au desfășurat când avem aceste energii care ne-a băgat așa mai mult în confuzie, în ceață mentală și este necesar să ne găsim echilibru, să aprindem o lumânare, să mergem mai mult spre noi, să ne regăsim, să ne conectăm la noi. Să vedem pe lângă Arhanghelul Mihail ce alt arhanghel vine să lucreze cu noi, cine vine să ne încurajeze, să ne mai aducă un sfat, o claritate, să întregim tabloul săptămânii, și vine Arhanghelul Samuel. Este vorba de reconciliere, cumva este vorba de bani, de contracte, de măriri, cumva totul se negociază, cumva este vorba de implementarea a noi legi, cumva totul se schimbă, totul devine altfel, noi parteneriate, cumva se dă un nou acord. Dar toate aceste legi, toate aceste acorduri se vor interveni deoarece avem aceste planete retrograde, nu tot ce se va spune acum va fi pe viitor așa cum se va spune, deoarece vor redeveni mai multe rectificări. Deci în această săptămână ni s-a transmis de la Îngerul Credinței să avem în credință, în suflet, că totul este bine așa cum este și să avem în minte că începe un nou început, punct și de la capăt, o nouă etapă, detașează-te de situații, de conflicte, de păreri, de divergențe, de știri false, focusează-te pe tine și păstrează-ți credința în suflet. Lasă ca totul să se ducă și vei vedea mai târziu că totul a fost bine așa cum a fost. Și Samuel ne anunță că cumva poate vom primi și măriri de salarii, contracte noi. Este o perioadă de negocieri, este o perioadă în care
Se vorbește foarte mult de finanțe, de bani în această etapă și este bine să fim așa cât se poate de fermi, să negociem, să fim cât se poate de clar, să citim bine acele contracte, să nu ne lăsăm așa manipulați dacă avem ceva de semnat în această perioadă. Ceea ce ni se propune, să fim atenți, să nu fim cumva manipulați, cumva să nu fie ceva ascunzișor, că avem această planetă retrogradă, Mercur, și s-ar putea uneori să nu fie în beneficiul nostru. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați primit aceste mesaje. Vă doresc o săptămână în care fiecare dintre noi să ne regăsim pacea, echilibru și credința în divinitate și să alegem cu sufletul nostru calea spre lumină. Să fim cu toții binecuvântați. Namaste, până săptămâna următoare.